Hristos a înviat, dragi iubiți credincioși. Astăzi suntem în a patra duminică după această mare sărbătoare a Învierii lui Hristos, unde se mai spune duminica a pericopii Evangheliei de astăzi, acelui slăbănu care a stat 38 de ani la acea ozer al Betesdei, unde astăzi cu părintele vom vorbi despre pericopii Evangheliei de astăzi și chiar unele întrebări care vor fi adresate dumneavoastră și vom, cu mare drag vom răspunde și la întrebările dumneavoastră. Prin Hristos a înviat? Cu adevărat a înviat. Binecuvântați creștinii care ne privesc. Domnul Dumnezeu nostru Iisus Hristos, cu mila și cu îndurare sa, să ne binecuvânteze toți cei binecredincioși. Părinte, Evanghelia de astăzi s-a referit mult la acest necaz, acestui slăbănu care ne spune de astăzi. Căci ne spune că a stat 38 de ani, nu e o zi, nu e o două, nu e un an, dar 38 de ani unde nu are cine să-l iei, să-l pună în acel iaz sau în acea când vinea Îngerul Dumnezeu și-l tulbura. Prin cine dădea puterea acei tulburări a apelor acelea? De ce, până la urmă, tot și Deu și-așteptau această mângâiere? Hristos nu era privit creștine. Într-adevăr, neputința unui este foarte mare. Și dacă am vrea să înțelegem ce s-a întâmplat pe vremea veche, s-a arătat că apa de la sine dă viață. Apa de la sine dă viață. Dar să vindece pe cineva, trebuie să aibă harul lui Dumnezeu. Și nimeni nu se ducea în apa aceea dacă era viață. Adică mă bei și ai viață, potolești setea. Și undeva, chiar dacă nu mănânci și bei apă, iarăși organismul se împuternicește. Dar aici se arată pentru că apa aceea mai avea altă ceva. Cei ce iudeii nu înțelegeau pe vreme și-au hulit pe vremea lor puterea Duhului Sfânt. Că spunea că într-un început era întuneric. Și Duhul lui Dumnezeu se purta pe deasupra întunericului și apelor. Că întunericul era acoperit, apele le acoperea. Pământul era tot acoperit de apă. Și atunci au zis sau să fie lumină și s-au făcut lumină. Ce s-a arătat aici? Că puterea Duhului Sfânt lucrează. Și Duhul Sfânt au dat lumină. Aici s-a arătat că odată n-am se pogora. Sau din vreme în vreme, sau din când în când, din timp în timp, se pogora Îngerul Domnului. Ca să arate că era un singur popor ales. Neamurile n-aveau treabă, că am venit să dau pâinea copiilor, ci nu câinilor. Dar aici apare Hristos. Și omul zice că om nu are. Dar de ce îl întreabă Hristos pe acesta? Voi ești să fii vindecat? Doresc, dar om nu am. Să cerea voința lui ea. Dar de ce să cerea voința lui? Că în alt loc zice Mântuitorul, te-ai făcut să întorci, de cum să nu mai greșești? La orice nu-i nevoie de dorință sau de voința omului. Dar aici, că e păcatul, este nevoie de voința omului. Ca el să o ceară, să vină de vindicare. Și atunci mai când se pogora Duhul Sfânt la tulburarea apei îngerilor, atunci era vindecătoare apa. Îmi trece un apel telefonic. Alo? Slăbănogul 38 de ani a stat în pat. Alo? Alo? Hristos a înviat. Dărat a înviat. A vorbit un pic mai tare. Da, vă auzim. Vrem și eu un ajutor din partea dumneavoastră să ne îndrumați, să ne învățați și sistemul muia. Încă o dată, vă rog, ce? Cu virusul ăsta, cu piciata asta, șes, șes, șes.
Mulțumim frumos! Ce facem noi ca să nu ne unim cu dânsii? Mulțumim frumos din suflet de întrebare. Ce putem să facem? Ce spunea Mântuitorul? Vă temăt ca pe niște mei în mijloc sau pe niște oi în mijlocul lupilor. De mult aceasta s-a prorocit. Și nu de cineva. De însuși Mântuitorul care să mântească lumea. De însuși Cel ce este Dumnezeu și om. Care se declara că Cel ce va muri viu va fi când va crede în mine. Și dacă noi credem în Iisus Hristos, avem viață veșnică. Și cel ce crede în mine zice la ziua judecății nu va veni. Că omul care crede, același este omul care se mărturisește. Omul care își dă voința sa voinței lui Dumnezeu. Iată aici trebuie să înțelegem că acesta au zis, intră în camera ta și te roagă în ascuns Tatălui. Acum, în toată vremea când noi suntem în casele noastre să facem rugăciune, nu trebuie ca să batem alarma. Și dacă undeva cineva bănuia când am zis că este bine să fie psalterea neadormită, numai nu că avem un șerac de oameni, ca cum spune și un șerac de piatră rar pe moșie revărsată. Păi nu trebuie în felul acesta, dar intră în camera ta și fă psalterea neadormită. Ai citit o cafismă. Te duci și îți faci lucrul său, că nu numai cu interesul, ci cu tot cuvântul Dumnezeu. Ai lucrat și te-ai obosit, ai venit, ai stat câteva clipi acolo să-ți odihnești mădularele acestea ostenite, atunci de mâncare sufletului. Și mai citești un psalm, s-a auzit Tatăl nostru rugăciunea și iar te duci la lucrarea ta. Și până seara vei face lucrarea omului de toată ziua, după psalmul 103, și stau omul la lucrul său și lucrarea s-a dimineață până seara. Și totodată tu vei fi cel care vei intra în casa ta, care toată ziua în taină ai făcut rugăciune și te-ai rugat lui Dumnezeu. Și ai făcut parte dreaptă, cât sufletului, atât și trupului. Acum este altă parte, a doua, ceea ce spunea Evanghelistul, adică spunea Mântuitorul când zicea pentru oamenii care și astăzi cei ce au făcut, veți vedea. Cum puteți crede voi care umblați după slavă pe care vă dați unui altora și nu căutați slava care vine la unul singur Dumnezeu. Cum putea? Noi am pus nădejdea în om. Noi ne-am pus nădejdea în om. Noi nu am pus nădejdea în Dumnezeu. Și am început omul ce au făcut. Ce este om? Gândul lui este un gând. Și gândul omului este întotdeauna gând tecălos. Fiindcă cugete numai la cele omenești. De aici și Mântuitorul arată că trebuie să cugetăm la cele dumnezeiești, mai mult ca la cele omenești. Și ne punem nădejdea nu în sine, ci nădejdea în Dumnezeu. Să știm că noi niciodată nu vom ridica nici cu o costătură de cot mai mult statul nostru. Și să știm alta ce este, că dacă vei câștiga toată lumea, că acum să încearcă să, pe toți să-i câștige casă. De ce? Ca să-i facă roboți. Și atunci, dacă vei câștiga toată lumea și vei socoti că ai câștigat, uite, te-ai scos în casă, nu te duci la biserică, nu te rogi, nu te împărtășești, nu te mărturisești, rupt ai contactul. Că tulpina nu este de groasă. Dacă tulpina nu are rădăcină, ia să usucă. Dar întâi să usucă frunzele. Mai știm noi cineva cum compara rădăcinile și frunzele? Acum, rădăcina este cine? Credința. Rădăcina ce este? Sunt creștinii care se numesc ortodoxi. Și cât este sufletul în trup și trupul se mișcă, așa este creștinul în viață și viața în lume se mișcă. Scos ai din viață, scos ai din trup sufletul, trupul este mort. Scos ai din lume creștinii, lumea este moartă. Natura este vie, când Harul Dumnezeu este în ea. Când Harul Dumnezeu nu este în ea, ea nu este vie. Fiindcă ea este natură, dar este înzestrată de Harul lui Dumnezeu. Noi suntem oameni, dar suntem înzestrați cu chipul. Și acest chip are nevoie numai de căsetea cerbului. Să ai asemănarea lui Dumnezeu.
Păi când se rupe rădăcina, încă o dată zic, cât de tulpină n-ar fi de groasă, ea se usucă, dar întâi usucă ramurile. Dacă noi vorbim de unitate și vorbim de o oaste a lui Hristos, oaste trebuie să fie în cazarmă. Creștinii trebuie să fie în biserică. Dar general fără oaste, el nu există. Și biserica fără popor, nu există biserică. Așa că trebuie să ne rugăm cât în biserică să fim la vreme cuvinită, unde trebuie să fie orânduită ceea ce se numește liturghie dumnezeiască, nu omenească, dumnezeiască. Acum, ce trebuie ca omul să îmble în ceea ce Dumnezeu a creat? Sau ceea ce e pus prin Duhul Sfânt? Este undeva vreo dreptate? Nu. Este un vicleșug? Este o lucrare devorică, tainică? Așa că intrați în biserică și vă rugați și în casele voastre, neîncetat, vă rugați. Și atunci veți vedea izbăvirie. Pentru că noi o să ne punem tot întrebarea, să stăm la frica omului care este muritor. Și ceea ce seamănă omul acum seamănă putregiune. Și putregiunea aceasta ce este? O va strânge omul la ziua judecății. Va da răspuns, târziu va fi. Va mai ruga pe cineva, va mai ridica mâini în sus, va ridica ochii. Nici nu va vedea cineva să întindă mâna, nici nu va vedea cu ochii pe cineva că îl privește să-i primească milostivirea. Așa că rugați-vă neîncetat. Aceasta este salvarea. Un apel. Alo? Alo? Și tot a înviat. Cu adevărat a înviat, mulțumim frumos din suflet. Și tot a înviat. Cu adevărat a înviat. Este am 4 întrebări la dumneavoastră, părinte. Este, spuneți în ce însemnare are Sfântul Mucenic Timotei și Vârvara, Sfântul Cuvios Teodisie, Sfântul Ierar Pietru, Sfântul Ierar Teofan, Cuvioasa Iuliana și Eoparhia. Dar ce vă spunem despre dâns? Ce însemnătate are? Ce înseamnă? Dragul meu. Acestea sunt întrebările, da? Cei ce dumneavoastră întrebi se numește unitate. Numai ce vorbeam de această unitate. Rădăcina, tulpina, ramurile, frunzele, mugurii, floarea, rodul. Asta are o singură însemnătate și aici nu poate fi deosebită și împărțită însemnătatea acestor care i-ai numit dumneatale. Fiindcă ce se numește sfânt? Om desăvârșit. Și este de ajuns ca ucenicul să atingă evlavia pe care a arătat-o învățătorul său. Și mai mult nu-i trebuie nimic. Aceștia toți au atins una și singura. Ceea ce se numește unitate. Și ceea ce spunea Mântuitorul când se ruga în capitolul 17 de Ioan și spunea așa: Tată, mă rog nu numai pentru apostoli, ca să fie una precum noi suntem una, ci mă rog pentru toți cei ce vor asculta cuvântul apostolilor, ca și ei să fie una precum noi suntem una. Iată, de această unitate am vorbit, că ei sunt desăvârșiți. A fi sfânt înseamnă a fi desăvârșit. Ce înseamnă cuvântul a desăvârși? Sunt unii care nu înțeleg ce înseamnă dragoste și poruncă. Și unii socot că dragostea ar fi născocită de cineva. Dragostea nu este născocită. Dragostea este fire, din fire. Adică Dumnezeu este dragoste, din fire. Dumnezeu este lumină, din fire. Dumnezeu este bunătate, din fire. Dumnezeu este viață, din fire. Noi suntem prin har. Și acum, dacă nu înțelegi ce înseamnă dragoste, apoi Dumnezeu a iubit lumea atât de mult și dacă n-ar fi iubit lumea, nu am fi mâncat noi trupul lui Hristos, pe care spune Mântuitorul că n-ați știut că în casa Tatălui o să fiu și casa Tatălui este râvnă care m-a mâncat pe mine și acum noi mâncăm trupul lui Hristos pentru râvna casei Tatălui. Și iată atunci, să știți un singur lucru, că ei, aceștia desăvârșiți, au păzit ce? Ce spunea Mântuitorul, cine mă iubește, păzește poruncile mele. Și cine păzește poruncile mele, acela și mă iubește.
Iată, de această unitate trebuie să vorbim. Să împărțim în parte, n-ai de ce. Muncile care au fost diferite, asta este o altă întrebare. Însă toți au fost botezați și toți au băut un singur păhar. Păharul mântuirii voi lua și Domnul voi chema. Uite, sună pe el. Alo? Alo, vă auzim. Hristos a înviat. Dorat a înviat. Hristos a înviat. Dorat a înviat. Dorat a înviat. Părinții, vă rog. Părinții, eu de multă vreme privesc emisiunea aceasta și aștept cu nerăbdare să aud cuvinte pentru mântuirea sufletului. Vreau să vă mulțumesc că stați neclintit ne privind la toate ispitele și necazurile care au venit asupra noastră. Stați ca un mărtel, răbdându-le pe toate. Mulțumesc din suflet pentru așa răbdare pe care v-a dat-o Dumnezeu. Și vreau să vă dau două întrebări. Prima, cum pot eu să merg la biserică dacă preotul ne-a scos afară din biserică? Când a văzut poliția, o bătrânică a vrut să sărâți crucea, dar el a strigat, amuți a venit pofta să sărâți icoanele, ieși mai repede afară. Și ascultați, așa voi ascultați cuvântul preotului. Nu mai am încredere în el. Cum poate el să-l mărturisească pe Hristos dacă el ne-a dat afară din casa lui Dumnezeu? Și a doua întrebare. Cum pot să citesc eu psaltirea, că citesc mai mult de peste 20 de ani, așa cum este scris la sfârșitul psaltirii? În marele post citesc, se primea că citeam psaltire și de două ori pe săptămână. Dar zilele acestea mi s-au spus că așa se citește numai la mănăstire. Spuneți-mi, vă rog, cum să o citesc? Sunt invalidă, mai mult stau în casă și nu știu cum să citesc. Vă rog foarte mult să-mi răspundeți. Vă doresc o sare binecuvântată. Mulțumesc, părinte. Mulțumim. Mulțumim frumos. Nițel mă întorc la ceea ce părea întrebarea, ce deosebire este. Dintre creștin în creștin este o deosebire. Unii gândesc că... Dintre creștin și dintre preot este deosebire. A, da. Asta de-a mai mare, de-a mai ce între cer și pământ, de-a să vede că... Nu, dar am vrut, sunt creștini și creștini este deosebire. Vedeți, într-adevărat, cei ce au făcut acum, iată, vă mai citesc aici ce spune Mântuitorul și apoi urmă vorbim să înțelegeți. Cine vorbește de la sine caută slava lui însuși, dar cine caută slava celui ce l-au trimis, acela este adevărul, adevărat, și în el nu este strâmbătate. Probabil că preotul care vă dă afară, ea, o uita ce spunea Mântuitorul la Evanghelie la Matei, cu 10. Asta de la Ioan, cu 10. Și ce spune în Evanghelie de la Ioan cu 10 Mântuitorul când spune cu cuvintele următoare? Așa spuneți. Eu sunt, așa spune Mântuitorul, că eu sunt ușa staulului. Ușa, adică el este ușa prin care noi intrăm și ieșim. Ușa. Intrăm în viață și ieșim din viață, iarăși ne ducem la viață. Și acum spuneți că el este păstorul cel bun. Iată, spune așa, că eu sunt păstorul cel bun. Și oile ascultă de mine și eu le cunosc pe ale mele. Cum acum mai departe, eu am vorbit săptămâna aceste, până cât n-am fost aici, am permis, într-adevărat, ca să vină să vă vorbească cuvântul Dumnezeu, să nu fiți respiți de aceste vorbi, dar între timp, noi am cercetat membrii sinodului și am vorbit cu unii din membrii sinodului și până la urmă am vorbit însă cu șeful sinodului. Nu să dau numele nimănui, că atunci când dai nume, parcă îi faci, să spunem întotdeauna, o reclamă omului celui și parcă ar fi că s-ar merita să-l vorbești. Nu să dau nimănui. N-am ură, n-am nimic. Însă de cei ce am întrebat pre cei înalți? Spuneți-mi acum, vă rog, și m-am întâlnit și cu unii care sunt teologi pe la instituțiile ce se numesc de teologie. Odată ce voi ați răsăpit turma, ați văzut vreun general să izgonească din cazarmă soldații? Spuneți, ați văzut de cineva? Nu. Înseamnă că mai mare greșeală decât aceasta nu s-au săvârșit. Că tu, în calitatea ta de preot, tu cel care ai făcut juruință și tu jurința ta nu ai împlinit-o,
înseamnă că ești un mort, lepădat la pragul casei. Acum am pus întrebarea, ce convingere ar putea să mai faceți ca să aduceți din nou lumea în templul lui Dumnezeu? Lumea să o aduceți în biserică. Ce ar fi? Uite ce spune aici. Dacă ai făcut o juriință lui Dumnezeu, nu zăbiți să o împlinești pe ea. Căci lui nu-i plac cei care fără de minte, care nu-și împlinesc juruința. Acum să vă întreb. Ați văzut undeva la unitate, sau spune-mi undeva unde sunt aceștia care sunt militari, sau alții care funcționare, sau cei care sunt slujitori interni și externi, ei depun jurământul. Însuși depune jurământul președinte, prim-ministru, președinte parlamentului, ei tot spun un jurământ. Și cineva le primește jurământul. Numai jurământul să fie nu celor fără de minte și să zăbovește al împlini pe el. Și dacă tu ai fost, să zicem că ai făcut juruință, atunci uitați-vă ce încălcare grosolană se săvârșește. O încălcare destul de grosolană se săvârșește și zic, ce vor face? Iată ce spune Ezechia în capitolul 3 și cu 17. Fiul omului, te pun păzitor peste casa lui Israel. Când vei auzi cuvântul care va ieși din gura mea, să înștiințezi pe cel păcătos. Dori n-au înștiințat pe cei păcătoși care au venit la biserică. Când au venit ei din propria lor voință să margă ca tango peste biserică. Nu! Aici a fost un acord de comun și odată am vorbit. Cu înțelegere au fost între stat și între sinedrionul bisericii. Asta este o înțelegere. I-am întrebat, vă gândiți că o să muriți sau nu? Socotiți sunteți vii sau fără de moarte? Nu. Socotiți când ați făcut minciuna, voi v-ați salvat viața? Nu. Voi ați făcut sinucidere sufletului tău și celor din prejurul tău. Acum aleargă și încearcă să aduce lumea în biserică, ei socoteau, dar cine o să vină? Zicând că asta m-a mai întreb. Că acum cu interes m-a întreb pe mine, că tu ești bucuros că ai răsipit turma și nu va veni. Dar aici spune în alt fel. Din mâinile tale voi cere sufletul lor. Așa zice. Că dacă va muri cineva, iată, dacă va muri cineva din creștini, neîmpărtășit, și va fi durerea precum o aveți, durerea atât de mare, și țipetul acesta se va urca la cer, se va coborî Dumnezeu să se vadă ce s-a întâmplat acum. Ce au construit statul și biserica? Vă spuneam în multe emisiuni care am spus că ce am văzut eu? Turnul Babel. Între stat și în biserică s-au format turnul Babel. Vâlmășală. Că omul vrea să pună stăpânire peste om. Aceasta este a omului care el vrea să o săvârșească. Și atunci zice Solomon într-o învățătura sa că se pune un om stăpân peste altul ca să-l nenorocească. Ce am făcut noi? Am crezut valorilor creștine, am crezut celor care s-au îmbrăcat și au zis că lumina voastră să lumineze în fața lumii și acum ce s-a întâmplat? Pe când noi spuneam că păzește-i cu sănătate și cuvântul adevărului să ne învețe pe noi, ei au făcut altă parte. Au făcut o cotitură în loc și au luat și au cedat și ne-au trădat. Și au pus asupra noastră preveghitori cei care sunt dușmanii ai bisericii. Dar asta nu este că însuși statul vine din propria lui și o face. Nu. Asta este de comun acord. Și undeva sunt înlesnii și undeva sunt condiții. Și condițiile acestea care s-au pus sunt condiții care încalcă canonul 30 al apostolilor. Și s-au făcut un trafic de influență. Și traficul acesta este că eu îți spun ție acum, dacă tu nu faci ce zictez eu, să-i zgonești lumea din biserică, că acum ar fi cu Chipru, că noi vom lua bisericile voastre care sunt arhitectură. Și este statul și o crotită de stat. La drept vorbind, nu este statul, ci este o crotită de stat. De ce? Că au făcut-o cine sunt aceștia care te ocrotesc?
inoriașii, comunitatea, creștinii, statul, pe limba de șarpe, au declarat. Nu avem nimic. Dar aici este sfatul necredincioșilor, psalmul 2. De ce s-au tulburat neamurile? Și de ce au stat boieri împreună cu împărații? Asupra cui au stat ei? Asupra bisericii lui Dumnezeu, care este casa lui Dumnezeu, și asupra unsul lui Dumnezeu, care este Mântuitorul nostru. Iată ce au făcut. Acum va fi foarte greu. Vor răspunde la zeul judecății. Cu cea mai mare a primii va fi pedepsiți, fiindcă au comis o greșeală extraordinară. Dar mândria îi va ține legați ca un șarpe încolotăcit, care nu vor aduce roduri de pocăință. Că am zis unilor din cei ce sunt sinodale: ieșiți și aduceți-ți roduri de pocăință. Că voi spuneți că cineva va condamnă, și adicta ar fi că îi condamnă pe ei, și uite, noi încercăm să judicăm pe ei. Și nu judicați, o fi judicați, iertați, să fiți iertați. Am spus, stați în pace. Nimeni nu vă condamnă, nimeni nu vă judică. Însă fapta voastră este țipătoare la cer. Dar voi ați venit către aceștia care vă temeți că vă condamnă și vă urăște să cereți iertare în fața lor? N-ați făcut-o. Da, n-am făcut-o. Care este motivul? Uitați ce spune aici. Și ridicată în cinste, în faptul că odată venind lumina în lumii, oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru faptele lor, că erau rele. Înseamnă că uneva când îți spune ție condiții cineva, apoi zice, eu zic lui Părinte Paul, dacă tu nu vorbești adevărul, să nu faci, sau tu nu faci ce spun eu, a, eu te declar lumii, poate. Băi, dragii mei, Apostol Petru s-au lepădat de trei ori. Dar au prins cu amar, înseamnă că undeva greșeala este. Dacă nu este insistentă greșeala, conștientă făcută. Eu nu și-au dat seama, deși au declarat, spuneam mai înainte despre jurământ. De tot s-au repetat, eu nu. Încalcă. Dar jurământul celor care au fost al lui era ca fi ca mort. Acum el se vindecă prin taine de pocăință. Că oricine face răul, urăște lumina. Înseamnă că aceștia care au urât lumina și care au dorit să închidă biserica și să scoată poporul din biserică, au avut motiv să le pun la acestea, condițiile acestea. Nu numai cei care zic acum cineva că ne-au pus condiții, că în schimb, dacă voi scoateți afară lumea, dacă voi puneți masca pe față, dar deja masca de-am s-o luat de pe față, dar mai puneți încă o dată pe față masca aceasta. Dar să numesc proroci mincinoși și lupi în piele de oaie. Să numesc proroci mincinoși și lupi în piele de oaie. Că voi v-ați temut de faptele care se dă. De ce se spune că de 70 de ori câte 7 se iertă în păcatele? Înseamnă că veniți să apocăință, dar n-au venit, dar s-au înspăimântat. Și nu vin la lumină ca să nu se vădească faptele lor. Au fost de acord la orice ce, să margă, la orice ce. Dar cine lucrează după adevăr, vine la lumină, pentru ca să-i se arete faptele, fiindcă sunt făcute în Dumnezeu. Acum mai sunt alții că vorbesc într-un fel oricare, imaginea minților este rătăcită. Ce nu înțeleg? Ei socot că ascultarea aceasta care au făcut-o, și dacă n-am făcut ascultarea aceasta, sunt pus adetea în rândul condamnaților. Că nu m-am supus ascultării omului, ci m-am supus ascultării lui Dumnezeu. Fiindcă omul nu-mi dă mie mântuire, omul poate jacmăni orice ce este. Și ceea ce este munca mea, întreb munca altuia. Acum, munca noastră de creștin, că țara are un singur popor, cât statul și biserica, un singur popor, și acest popor este ortodox, creștin, cu 96,6%. Mai mult nu veți găsi nicăieri. Și acum, pe când noi facem lucrurile acestea, le facem conștiință și încercăm să spunem următoarele cuvinte. Că eu vreau să apăr sănătatea celui de alături cu mine și arăt dragoste. Ba nu sunt viclean, ba nu sunt mincinos. Că când omul este bolnav în casa lui și arăt dragoste și nu mă duc la dâns să-l vizitez din cauza unui virus, tu te mai arăți atunci creștin? Pe când omul vine la izvorul vieții, unde este izvorul vieții și gustați din acest izvor fără de moarte, tu-l oprești pe om.
Acum ce faci tu? Salvezi viața sau omori viața? Omoară. Și cine o omoară? Lupi în piele de oaie. Care până aici ei se numesc că ei sunt păstori. Dar lumea de-a lume de acum nu va mai cunoaște glasul lor. De ce? S-au înspăimântat și-au răsăpit turma când au văzut lucrul. Așa că, iubiții mei, au făcut și au comis o greșeală care spunea Mântuitorul lui Petru și zice în felul următor. Încetează de cugeta numai la cele omenești. De nu pleacă înapoi în mea, satanul. Ești cuși la cele dumnezeiești. Și vină și vezi că în casa tatălui mi se cade să fiu. În casa tatălui mi se cade să fiu. Că casa tatălui mi se casă de rugăciune. Ați văzut ce este? Acum tu ai scos lumea din casa de rugăciune, unde este cazarma. Și acum când a venit lupul și tu vei striga, va mai fi cineva să te apere pe tine? Nu are cine. Va mai veni lumea la biserică? Va nu va veni, va căta acum să caute izvor. Va căuta pe cina care nu i-au izgonit. Dar lumea către ce nu se va duce niciodată. Așa că este foarte dureros. Dar în privința psaltirii, citiți-o fără grijă. Nu căutați și să spun la mănăstirea aceea. Vă mint și acestea. Nu este regulă că la mănăstirea sau ce. Ei acolo sunt numai pentru rugăciune. Facă zilnic și o fac deschis. Dar tot și-au închis și ei mănăstirea. Cărțile și nu scris numai pentru mănăstire. Nu, nu este. Dar este o rânduială ce citește omul care se numește Mirian, care nu are binecuvântarea sau nu are dreptul să pronunță unele cuvinte ce zice preotul sau diaconul. Dar citiți, cum am spus mai înainte, neîncetat. Nu ascultați pe nimeni. Luați psaltării ca și citește după voință. Te-ai trezit la unul din noapte. Nu citi mult. Nu. Citește o slavă. Închide ca și că stai și meditează ce ai citit, ce ai înțeles și te odihnești. Nu mai poți dormi. Mai citește o slavă. Ai putut dormi. Odihnește. Vedeți ce a făcut David? De 7 ori s-a rugat. Gata să te rogi. Dar mai rău fac ei când spun că psaltenii ne-a dormit, o citesc prin Facebook, prin internet, sau pe ce o mai citesc acolo, cum se mai numesc, acesta nu mă interesează, sau că el e în Italia și stă rând. De ce ar trebui să ne știm unul pe altul? Doar îți spune Mântuitorul, privighează și intrați în camera voastră în tani. Ceea ce este în biserică, asta este deosebit. Și aici se numește soborâncească. Iată, aici a intrat în sobor. Unde sunt doi, trei preoți, să dea-mi numește sobor, adunare. Dar în casa ta rugați-o fără încetat. Așa că citiți psaltirea și rugați-o Dumnezeu și pentru mine păcătosul. Este un apel. Da. Alo? Alo? Da. Alo, vorbiți, vă auzim ceva. Alo? Da, vă auzim. Puneți întrebarea. Noi vă auzim, vorbiți. Încă merge emisiunea. Hristos a înviat. Cu adevărat a înviat. Vorbiți, noi vă auzim, domnule. Alo. Noi vă spunem, noi vă auzim. Spuneți întrebarea. Bine, mai reveniți, eu știu, cu apelul, știu, dar dacă vreți vorbi sau nu știu, nu mai putem pierde timp. Și iată așa cu citirea psaltirii, acolo este arătat și indicat. Unii și când se citește, dar cum au spus și părintele, nu au spus că n-are dreptul, că acum zic cu mulți, că cartea Sfântul Vasul cel Mare, ca să citești blasfemiile cele care se aduc asupra diavolului, trebuie să fii destul, adică să ai o binecuvântare deosebită. Nu, trebuie să ai o credință deosebită ca să n-ajungi la blasfemiile cele. Și dacă undeva cu ierarhii noștri discutând spuneau că ia ca unii preoți sau unii arhierei sau îmbolnăviți de acesta, am spus că nu, aceasta este lucrare diabolică și nu au credință și nu l-au primit în inima lor. Părinte Ioan, toată stima și respectul. Am vrut să vă întreb, am văzut parada grandioasă pe care a organizat-o domnul X în centrul Chișinăului.
Deci am văzut ceea ce a organizat Partidul Socialiștilor ieri în centrul Chișinăului. Și la întrebarea reporterului ce s-a întâmplat, de ce s-a atâția oameni în centrul capitalei, Chico a răspuns că este o sărbătoare luminoasă și nu trebuie să facem parodii din asta. Cum vi se pare? Paștele este mai puțin luminos decât 9 mai sau invers? Mulțumesc. Mulțumesc frumos de întrebare. Dragul meu, orbirea este atât de mare și căderea este atât de josnică că e mai greu să se scoară. Într-adevăr, au pus, precum Scriptura spune, că sunt două căi, v-am dat vouă, viața și moartea. De la viața au fugit, la moarte s-au dus. Fiindcă cei care au murit n-au fost vinoveți, într-adevăr, n-au fost vinoveți. Însă s-au pus mai presus că cei care declară și vorbesc prin limba lor de șarpe otrăvitoare, că ei ar fi, că iubesc lumea, s-au arătat că ei nu iubesc lumea. S-au arătat că se iubesc însuși pe sine. Dar este foarte bine cunoscut acum că pe preț de bani s-au făcut toate acestea. Și acestea toate s-au făcut să se plinească Scriptura când au zis că lovind vor lovi. În ce se lovească? În Tatăl, în Fiul și în Sfântul Duh. De ce? Fiindcă pe Tatăl îl recunoșteau vechimea și Duhul Sfânt, dar pe Fiul nu îl cunoșteau. Acum când Fiul a venit și a adus în lumină lumii, și dacă au adus ei lumină sau focul haric, înseamnă că el este, dacă este focul haric, trebuia să fie mai presus decât cei ce spunea că au făcut o lumină la 9 mai. Aceasta nu este lumină. Sărbătoarea aceasta mare nu este lumină. Este scârbă durerii. Și este totodată un semn de arătare că să nu ajungem în ambiția aceea de războaie. E important că să faci tot din fără rugăciune. Dar acum, vedeți cum am spuneam odată că nu banul este păcatul, ci folosința lui este păcatul, nu îl folosești. Și acum au folosit folosința să distrugă postul învierii, biserica, să departeze, că lumea plânge și ce să facem, ne mai cheamă înapoi, o să vă cheme, dar nu o să vă duceți din capăt, că nu eu vă zic, dar voi nu o să vă duceți când aveți de-am încredere în ei. L-a scos pe Hristos afară și astăzi mare majoritate și din sinod au slujit afară. L-au scos lumina din biserică și au dus afară, dar n-au luminat. De ce? Că în ei nu mai există lumina. Ei deja s-au dezis de lumină. S-au lepădat de Hristos scosându-l afară. Și alta, că au făcut hulă împotriva tainor și hulă împotriva învierii, care este lumina cea adevărată, care sfințește tot omul în lumea. Iată ce au făcut ei, au descreditat, au pângărit, au batjocorit, au hulit. Și acum o zi care este ziua morții, da, noi o pomenim, dar de ce? Și întotdeauna la sură spunem pe ostași scăzut pe câmpul de lupte pentru apărarea țării. Și a drept meritoarei credinți. De atâta noi îi punem predinșii pentru noi ca ce? Etaloni, care ei au fost piloni. Acei care într-adevăr au fost, cum spune Apostolul Pavel, cu sabia dreptății, cu sabia credinței, cu dragostea față de țară, față de popor. Dar ea nu este mai luminoasă decât ziua învierii nici de cum. Și este numai că ea prin lumina învierii poate avea lumină. În afara luminii învierii nu are lumină și este pur întuneric. Deci își spunea psalmistul David că întunericul de la lumină se luminează. Și pe cum este întunericul lui, așa este și lumina lui. Și nu poate întunericul să lovească lumina, ci lumina poate să lumineze întunericul. Că Duhul lui Dumnezeu se purta pe deasupra apelor, dar era întuneric. S-a făcut lumină. Iată, lumina aceasta s-a făcut când? Când Hristos a înviat. Și atunci zice, lumină s-au dat peste toate popoarele. Dar cei ce au prăznuit-o ei au arătat încă o dată că conștient, organizat, au vrut să acopere învierea și lumina învierii ca să arate ceea ce este întuneric și întuneric minții omului. Părinte, este un apel. Alo? Alo?
Alo? Da, vă auzim. Hristos a înviat. Cu adevărat a înviat, mulțumim frumos. Eu am o întrebare în contextul în care a vorbit predecesorul meu, referitor la ceea că ieri în Chișinău, deci a avut loc manifestații dedicate zilei de 9 mai, și vreau să-l întreb pe Părintele Ioan ce părere are despre faptul că astăzi mare majoritatea preoților și în special ierarhii s-au supus din nou directivelor și au făcut Sfânta Liturghie afară. Eu vreau să spuneți, Părinte, dacă aceste rugăciuni care se fac afară și taina Sfintei Împărtășanii, care la fel s-a făcut afară, mai au ele careva valoare? Vă mulțumesc! Mulțumesc frumos din suflet pentru întrebarea care este pusă, este o întrebare la temă și este o întrebare care va ținea de doctrina și de dogma Bisericii. Noi numim taine, tainii lui Hristos. Mai înainte vorbeam că Hristos spune așa, că râvna casă tare v-a mâncat prea bine. În alt loc Mântuitorul spune că casa Tatălui este casă de rugăciune. În alt loc spune că în casa Tatălui se cuvine să fiu. Și în alt loc zice Dumnezeu că în locașul sfânt, unde va fi poporul, voi fi și eu cu el. Dacă s-ar fi făcut acestea din dorință că era uneva necesitatea să iasă afară din mulțimea lumii și tot nu se făcea, se puneau la mănăstiri, pe la Capriana sau la alte mănăstiri, unde este la Curche sau unde mai este la Condreță, mai pun și ei acolo niște microfoane pe afară. Și lumea aude de acolo, slujba care vine și sunt în ograda bisericii, care sunt în biserici, cu aceștia fac o scară și o urcare până la cer. Aceasta se face din porunca omului și din condițiile poruncii omului. Și aceasta se numește deșertăciunea deșertăciunii și goană după vânt. Fiindcă porunca a treia este deja ofensată. Și așa spune porunca, nu lua în deșert numele Dumnezeul tău. Acum când la porunca omul îți poruncește ție, dar a spus aceasta este lucrare jidovească, și pe când noi avem în sinedronul nostru lucruri de cește și oameni de ceștia care și-au scos masca și își pun masca, scot masca, își pun masca, o scot să ne arate că ei sunt lupi în piele de oaie. Și pun masca, că acum ei protejează ceva de pe cineva de ceva. Numai aceasta este ca să facem ascultarea nu lui Dumnezeu, ci a omului. Și dacă cineva este la ascultarea omului, spune Ieremia prorocul, blestemat să fie cel ce ascultă de om. Și binecuvântat să fie cel ce își pune nădejdea și ascultarea în Dumnezeu. În alt fel, Mântuitorul ce spune așa? Ce spune Mântuitorul la capitolul 4 de la Evanghelistul Matei? Că mâncarea mea este să fac voia Tatălui meu. Nu voia omului, ci voia Tatălui meu. Oamenii au voințele lor, dar noi avem o singură voință pe care noi o dăm prin jurământ. Că nu mă voi teme de om și de moarte, ci mă voi teme de Dumnezeu. Acum, să spunem că există harul? Harul nu există. Chiar dacă vor încerca să condamne, rămâne pe conștiința lor. Și pe urmă, vor vedea că mulți se grăbesc să ia crucea s-o sărută. După aceea vine omul că regretă că face lucrul acesta. Dar de ce? Fiindcă Apostolul Pavel spune că n-am venit cu filosofie ca să fac crucea Domnului zădarnică. Pe când noi o facem semnul Sfintei Cruci și ne apropiem cu credință către dânsa, cuvântul meu nu este zădarnic. Pe când eu îmi fac semnul cruci și mă apropie către dânsa, dar eu sunt mincinos și ascund niște lucruri și prefăcării îi fac într-un mine, atunci tu o faci zădarnică. Și dacă tu ai ieșit acum la porunca omul afară și dacă mai stai cu masca aceea, dar zici Hristos a înviat, dacă a înviat Hristos, la ce mai porți mască? Bala, nu poate fi!
Boala nu poate fi. Acum, dacă harul s-ar pogorâ aici, pe când tu pui lingurița și condițiile care ți le-au pus ție, o comisie oricare, care e într-adevărat clar deschis și în lumină, nu a nouă mai lumină, dar lumina adevărului ne se arată nouă că aceștia au făcut lovitură în biserică, lovitură în Hristos, discreditează pe Hristos și n-are cine să-și apere credința în Hristos. Cei ce musulmani acestea nu ar fi permis. Nu ar fi permis. Și pe nimeni ne-a scos. Nu s-o cot că aici ar fi carul pe când tu, încă o dată zic, faci ascultarea. Și ai luat în hulă Duhul Sfânt. Odată ce Mântuitorul zice ție că eu sunt calea, adevărul și viața, tu atunci trebuie să știi că dacă vei muri, vei trăi cu Hristos. Însă pe când tu pui acum și zici că eu să-l vezi pe părinte Pavel, l-am vărât în camara lui, și peste trei zile spune că, uite, au murit și nici nu toți nu știu ce să facă. Așa m-au sunat cineva să spun, ce să facă acum? Dar ce să faci? Întrebați-le pe ceia care au săpat morminte acolo. Că iau nevoie de un număr special. Și acestea sunt condiții. În condiții harul nu lucrează. Harul lucrează când spune este canon. Și lasă să cească numai canonul Sfinților Părinți. Că nimeni nu poate să indice preotul unde și când să slujească. Nimeni nu poate. Și preotul slujește atunci unde este de cuvință. Însă de cuvință este că acolo este jertfelnicul, acolo este prestolul. Și în legea veche nu s-a făcut niciodată în afară. De ce Dumnezeu a făcut locașul sfânt? De ce au făcut cortul mărturisirii? Că acolo la cortul mărturisirii, la ușa cortul mărturisirii, Dumnezeu să stea de vorbă cu lumea. Așa că când ai făcut hula aceasta și ai scos pe Hristos din biserică, nu mai nădăjde că ai să ai mântuire. Scris este că cine aduce culul împotriva Fiului se va ierta. Atunci, pe vremea aceea și în vremea lui Hristos, după Hristos încoace, nu se va ierta. Că noi pâinea o prefacem în trupul lui Hristos și vinul o prefacem în sângele lui Hristos. Și ambele, prin Duhul Sfânt, le prefacem. Și acum zice că cel chiar dacă va aduce pocăință, nu se va ierta. Fiindcă nu ați spus nădejdea în Dumnezeu ierarhilor, nici preoților, ci ați spus nădejdea în Dumnezeu. V-ați arătat că aveți credință, v-ați arătat evlavie că aveți, dar puterea evlaviei n-ați arătat. Și acum n-ați făcut voia lui Dumnezeu, ci ați făcut voia omului. Cum mai poți tu să te duci la Dumnezeu și să-i spui, Doamne, Doamne, pe când ți-ai făcut casă pe nisip, nu ai făcut casă pe piatră, te-ai înspăimântat. Ai uitat ce spuneau atunci cei care Anania, Azaria, Misail. N-au slujit făpturii înțelepte lui Dumnezeu, ci ziditorului, creatorului. Nu s-au înspăimântat de focul haldeilor, că era roua harul Dumnezeu cu ei. Iată aceasta este porunca care se poruncește și aici este harul care se arată. Însă când tu ai părăsit și ai ascultat și urmează că plătesc câte 3.000 și dau acolo și pomene și ce mai fac acesta, asta este hul împotriva Duhului Sfânt deschisă. Și acum se va arata lucrul acesta. Vor încerca să încearcă să se îndrepteze. Stați în pace. Dumnezeu mai înainte lucrurile au așezat destul de bine. Și că ieșirea lor afară la poruncă și iarăși de nou hulă și pregoană aceasta care o face și noi facem ascultarea lor, noi nu suntem cu Hristos. Că nu tot ce zice Doamne, Doamne, va intra împărăției cerului. Și încă o dată zic că nu vă cunosc pe voi cine sunteți voi, că nu ați ascultat de mine și duceți-vă în foc blestemaților, că ați depărtat lumea de casa tatălui meu. De sunat pe alt telefon. Alo? Alo? Da, vă auzim. Hristos a înviat, domnul, părinții Pavel și părinții Ioane. Mulțumim frumos. Vreau am o întrebare la dumneavoastră. Dacă Paștele au trecut așa, cum o dat Dumnezeu așa, mai cu rău, mai cu... Dar prohodele, dacă domnul Chicu a pus pe data de 6, 7 și 8 iunie, până atunci deam ouă roșă, nu se fac, Hristos a deam mai degrabă ispasul, cum ați fi cu prohodele, e drept așa, oare deam așa lumea să margă, să nu se mai ducă la țântirem? Cum ar fi? Vedeți, spuneam eu odată, mulțumesc frumos de întrebare. Hai, vă mulțumesc. Da.
Spuneam eu odată ce spunea înțeleptul Solomon în 22 la pildele Solomon cu 28. Și iată, o să vă citesc să înțelegeți că s-a făcut o lucrare proastă și negravă de tot. Proastă și negravă de tot. Și iată aici, numai, iată, uitați ce spune Solomon înțeleptul. Nu muta hotarul cel vechi pe care l-au așezat părinții tăi. Vedeți? Ce spune el? Să nu muți hotarul cel vechi. Hotarul acesta care s-au așezat aici, s-au așezat pentru într-adevărat în continuare să meargă toate. Ce înseamnă postul mare? O pregătire specială a omului care se numește biserică. A omului care se numește biserică. Și atunci, pregătirea aceasta specială a omului care se numește biserică este prin ce? Prin taină de mărturisire. Și pregătirea aceasta care el o face este pregătirea spre ce? Spre ziua învierii. Și la ziua învierii, ca tare, noi să ajungem cu bine. Și atunci, cine este, spune apostolul? Nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu și că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi. Acum ce au făcut ei? Au mutat un hotar. Și hotarul acesta au mutat cine? Spuneam mai înainte că suverenitatea țării este în articolul 2 din Constituție spus că este poporul. Suverenitatea țării în articolul 2 este poporul. Și Neatonul spune așa, că acesta este poporul. Poporul acesta este condus de stat și este învățat de biserică. Poporul împotriva statului nu s-au ridicat. Nici de cum. Poporul este bine ascultător. Iată aici trebuia ca cei care, întrebarea care au fost că este lumină, să știe că lumina este în popor. Însă cei care au ieșit cu dânsii acolo sunt în întuneric. De ce? Ei nu trebuia să iasă nimeni acolo. Că dacă tu ai strămutat adevărată lumină a învierii, sau ai defăimat adevărată lumină a învierii, sau ai strămutat hotarul strămoșesc, sau că ai încălcat articolul 2 din Constituție, și ai încălcat articolul 1 din Constituție, și alineatul 2, unde se spunea că alineatul 1 care spune că statul este stat de drept, ce ați făcut acum din ceea ce se numește popor, care se numește suverenitate și care se numește biserică? N-am spus că eu că e organizat stat și biserică să lovească în biserică, adică nu în biserică de piatră, ci să lovească în creștinism, să lovească în cei care îi numește apostolul Pavel și spune așa: voi sunteți casa lui Dumnezeu, voi sunteți locașul sfânt al lui Dumnezeu, voi sunteți templul sfânt al Duhului Sfânt. Și acum ce spune așa? Uite ce spune aici. Dacă nimicește cineva templul lui Dumnezeu, pe celălalt va nimici Dumnezeu. Că templul lui Dumnezeu este sfânt. Și voi sunteți sfințenia și templul lui Dumnezeu. Ați văzut ce s-a întâmplat acum? Întrebările mai înainte care spunea că au ieșit afară, că au spus că nu mai este lumină, dar bă, nu, este întuneric acum. Era atunci nouă mai lumină, pe când întâi era prohodile săvârșite. Aceea este pomenirea din lumină în lumină. De ce noi spunem în crez că așteptăm învierea morților? Nu a 9 mai, stați în pace. Belorușii au făcut 9 mai. Dar de ce? Fiindcă la dânșii n-au fost strămutat hotarul strămoșesc. Și au făcut. La noi hotarul strămoșesc a fost strămutat. Cum se vor îndreptăți aceștia care sunt în sutană și fie că sunt lupi în piele de oaie sau fie că sunt ateiști în sutană? Ei au ascultat de porunca omului. Au nenorocit o parte din creștini. I-au pus sub o sândă. Oare ei gândesc că vor scăpa de blestem? Oare ei socot că mai au harul lui Dumnezeu? Nu. Tu ai învățat, Doamne, să vin la biserică și spuneai că aici este mântuirea și aici este harul Dumnezeu. Au nu spuneau ei mai înainte că cei care vor învăța altceva, să știți că aceștia sunt antichriști. Să nu-i ascultați spre ei. Au nu spune apostol Pavel către Galateni, 1 cu 7 și cu 8 și cu 9.
Alte evanghelii nu există. Alt hotar nu există. Ci hotarul și evanghelia care v-am spus acestea este în adevăr. Dacă ar veni îngerul din cer să o strâmbute, blestemat să fie, anatema să fie. Acum, dacă aceștia schimbă, să spunem că scot afară și scot afară să poate face, n-au schimbat ori hotară, n-au hulit ori Duhul Sfânt. Atunci Apostol Pavel nu-i dă anatema, dacă dă îngerul anatema, nu vă da? Și acum el zice, dacă eu v-am spus un adevăr și v-am spus că în biserică se săvârșește tainele, de ce ai scos-o afară? Dacă scoate afară, am spus că vine în multă lume la o sărbătoare în mare, fac exprei acolo, unde pun un presol, nu acolo este întrebare, din voință a creștinătății, prin lucrarea Duhului Sfânt. Acum ce am făcut noi? Am ignorat tot. Și am spus, porunca a treia, am defăimat-o. Și am defăimat darurile. Și am defăimat trupul și sângele lui Hristos. Și atunci, într-adevărat, este dureros că au strămutat în ziua. Eu, de pildă, am făcut în biserică și am făcut la vreme pomenirea celor răposați. Ce avem mai departe, ce vor face mai departe, fiecare va răspunde. Eu răspund înaintea lui Dumnezeu că am dat jurământ. Și dacă omul este, cum spuneam, dacă sunt profesionali, aceștia care sunt, fie că militare, fie că cei din interne și externe, dacă sunt acei care sunt profesionali, sau dacă sunt acei care iubesc adevărat lumea și au dat jurământul, să știe că încălcarea jurământului este o pedeapsă foarte, foarte amară. Și ce spunea Ștefan cel Mare când l-au prins acolo, când au adus pe cineva că trebuia să-l pedepsească? Ce dorește poporul? Și el spunea că să-i facă așa, mai puțin, să-i facă altul, mai puțin, să-l spânzure. Ăsta este meritul. Ce-a făcut Iuda după ce au trădat? Ce-a spus Mântuitorul Iuda? Ce ai făcut? Fă mai degrabă. Ce s-a făcut acum în degrabă? Nu mai număr. S-a ocupit lumina să audă și s-o pot caută ce este întuneric, care este lumina. Nu, lumina adevărată este lumina învierii lui Hristos. Prindeți-mă pe el. Alo? 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 Da, vă auzim. Alo? Noi vă auzim. Hristos a înviat. Cu adevărat a înviat. Stimați părinte, vă rog frumos să ne spuneți, cunoaștem de la Sfinții Părinți că va veni timpul apostaziei. Explicați-mi, vă rog, ce înseamnă apostazie și dacă nu trăim tocmai acum perioada aceasta. Vă mulțumesc. Mulțumim frumos. Cuvântul este aceea ce acum se pregătește insistent să se unească credințele, adică religiile. Credința este referită și deja este apostazie. Deja s-au săvârșit. Prima apostazie care s-au săvârșit s-a făcut la Cuba, la 16 februarie în 2016, când s-a întâlnit Patriarhul cu Papa. Prima. A doua s-a făcut la 25 ianuarie în 2020, într-o localitate din Italia. Un arhiereu care este moldovean, eu odată în emisiune am arătat toate pozele cele care mi le-au trimis mie prin poștă oficială și le-am adus la cunoștință că mie îmi trimit și eu i-am spus că eu nu am electronică poștă, nu am, dar sunt prin poștă oficială ca să știu la cine vine și cum vine și dacă tu ești un adevărat, nu trebuie să te ascunzi, să te temi de ceva. Abia de atunci s-au făcut pe când au iscărit cât catolicii, cât ortodoxii, cât evreii, cât baptiștii, cât budiștii, cât stundiștii și toți la rândul lor care au participat la momentul acela. Iată, aceasta de mine este biserica apostată, biserica lui Anticrist. Și acum, ca să înțelegeți ce se întâmplă, o să vă arăt în primul rând ce spune Apostolul Pavel către Tesalonici. Și să știți foarte bine că Apostolul Pavel nu poate să mintă niciodată și ne spune un adevăr. Iată ce spune el aici în a doua Tesalonici 2:3. Să nu vă lase să lați clătinați așa de repede în mintea voastră și să nu vă tulburați de vreun duh, nici de vreo vorbă, nici de vreo epistolă. Că venind de la noi,
Că și cum ziua Domnului au și venit. Atunci îl spunea. Dar el spune cum va veni ziua Domnului. Că nu cumva cineva să vă minte că va veni ziua Domnului când va fi lepădare de credință și după lepădare de credință se va arăta omul fără de legii. Acum lepădare de credință este ce? Biserica apostată care s-a făcut și cei ce noi am scos afară din biserică la întrebarea care au spus că mai este Harul Dumnezeu? Cred că nu este Harul Dumnezeu. Noi am răsepit. Noi am ignorat. Noi am defăimat. Și dacă vor să înțeleagă, citiți capitolul 12 de la Matei și vedeți 30 și spunem acolo că cine nu adună cu mine, răsăpește. Ca să aduni cu Dumnezeu, trebuie să fii în casa lui Dumnezeu și trupul lui Hristos să vrășească pe altar și al cunoștinței, al credinței și pe altarul pe care este în biserica, locașul sfânt. Asta trebuie să fie acolo. Și acolo este o rânduială bine așezată. El nu poate fi. Și tot ce se face, noi putem să facem în biserică, molemne, facem afară, pot. Însă taina se vrășește acolo. Taina poate fi scosă în afară cetății numai la înălțare cinstirii și viața făcătoare cruci. Până atunci nu. Înseamnă că noi făcând acestea facem acum ce se face? Lepădare de credință. Și lepădare de credință nu vine la biserică. Mă tem de amendă, mă tem de ceea. Bine, mi-au pus amendă. La toate 7 duminici, la tot postul, am surgit și mi-a pus. Păi lasă-mă judece. Dar am spus cu limbă umenească și vorbesc acum. Hristos Dumnezeu va plăti pentru mine. Eu nu l-am schimbat. Eu nu l-am trădat. Eu jurământul nu mi l-am călcat. Aștept consecințele mai departe. De ce? Păi lasă-mă judece. Dacă va fi în stare să mai aibă această murdărie a minții întunecimea, lasă-o facă, că n-au decât. Și dacă undeva din cei care sunt acum la conduce mai spunea că sunt creștini și vor aduce roduri de pocăință, poate lor să li se va primi. Aici eu pun semn întrebări. Însă aceștia care au dat acordul sau prin aceștia prin care s-au lucrat izgonirea din biserică și s-au pus lor taxele și s-au înspăimântat, și l-au hulit pre Duhul Sfânt și pre Hristos. Acesta nu se va ierta. Așa spune Sfântul Ioan Gură de Aur. Și am vorbit. Și un singur adevăr. Înseamnă că este lepădare de credință. Poate fi, au spus doamna mai înainte care au dat întrebare de Harul. Nu poate fi. Harul știți când va fi? Când se va duce omul se va împărtăși, Harul atunci vine peste el. Și mai departe, acolo este pâine și vin. Vine omul să împărtășească de în credința lui se duce trupul și sângele lui Hristos. Asta e sfânt și adevărat. Și asta este doctrină și dogmă. Lasă condamne să știi, bă, că Harul lui Dumnezeu l-au izgonit. Și de ce îi spunea Mântuitorul către Saul, ce spune? Saule, Saule, de ce mă prigonești? Cine ești tu? Eu sunt Hristos. Eu sunt Hristos, cel care am venit și am viat și am dat, i-am zis acele, vrei să te mântuiești? Scoală-i patul tău și umblă. Du-te la casa ta. Asta este strașnic. Însă ce se întâmplă acum, uitați-vă, o să vă arăt dumneavoastră într-adevărat. Ce biserica apostasă am vorbit. Uite ce se întâmplă acum. Și s-au dat să facă război cu sfinții, să-i biruia spre ei. Cine sunt sfinții? Astăzi s-au citit la apostol acolo, la faptele apostolului. Ce au făcut cu Tavifa, apostol? Ce a făcut cu Ineia, apostol Petru? Ineia, în numele lui Iisus Hristos, care era paralizat. Scoală, s-a scolat și a umblat. Tavita, care era moartă, căprioară, care era moartă. Scoală, și s-a scolat. De ce? Care pricină ai avut tu, ierarhule? Care pricină ai avut tu, Iuda, să vin să iei bani, să faci schimb, să te temi de condiții, că ți-ai biserică din piatră, cui minți? Cui spui minciunile acestea? Cui palavrăjești? Vrăjmășia aceasta a diavolului? Ce condiții poate să fie? Casa este casa lui Dumnezeu. Biserica este biserica inoriașelor. Biserica este biserica comunității. Biserica este poporul. Poporul este suverenitatea. Ce mințim noi? Ce facem? S-au dat în lupta și n-au stat acum împotriva luptei să se lupte. De ce? Da, într-adevăr, s-au transmis bani grei. Poate să condamne. Asta este adevărul.
trebui să primească. Blestemați sunt banii aceștia care i-ai primit. Blestemați! Că sunt banii trăderii. Cum mai poate fi Duhul Sfânt? Fiindcă tu n-ai stat și tu n-ai citit să vezi, s-au dat război cu sfinții să-i biruiască. Și v-au biruit. Și v-au pus, că iată, piatra aici și tu ai ales piatra și ai dat în afară. Și am zis celui mai mare, ai făcut filosofie pe piatră. Voi nu se ne întoarce lumea în biserică. Poate că este o bucurie foarte mare pentru dânsii. De atâta unii postau că ieșeau cu Evanghelia și cu mănuși și cu mască pe față. Că este undeva trebuie să fii. Că ce este mănușa? Un interes. Ce este fără mănușă? Este harul lui Dumnezeu. Și voi acum ați arătat că voi nu sunteți în harul Dumnezeu. Întrebarea Doamnei este actuală și este vie, că harul Dumnezeu nu există. De ce li s-a pus condiție? Și iată condițiile care s-au pus lor și a făcut așa. Făcut ca toți mici, mari, bogați, sărați, slobozi și robi să primească un semn, o mască și mănușă. Te-am mii deja e un semn. Și acum s-o gătiți că aceasta o pune că te amendează dacă nu o poți. Dar eu sunt creștin. Eu sunt cu apa, de ce mă spare de murdărie? Eu sunt cu lumina, de ce mă spare din întuneric? Da, ați făcut la 9 mai ca să închid, ați închis învierea, ați scos lumea afară din biserică, ați arătat că vă luptați cu lumina. Dar aici voi ați arătat că dați lumină. De unde puteți voi să dați lumină care nu aveți lumină? Că tot cerul, planetele, tot se supun lui Dumnezeu. Și cânta cineva, un cântec care este în august, bine au zis, ce au zis prorocul, că iubirea mișcă, mișcă luna, mișcă stelele pe cer. De cine te-ai temut? Care mișcă lumina, dar au pus condiție. Mai departe ce se întâmplă? Și nimeni să nu poată cumpăra, să vinde, fără să aibă mască. Nu vedeți că vă duceți acum la, să cumpărați ceva? Mască ai? Mănușă ai? Ce se întâmplă, înțelegeți? Totală luptă! Totală luptă! Nu promenează că dacă ai chip, intră, dar nu? Așa, va fi, desigur. Că valul 2 care vine, am spus celui mai mare, că nu veți suporta, că nu l-ați suportat pe acesta. Harul Dumnezeu s-a dus. Știți cum se duce harul Dumnezeu? Doi frați erau duși la muncă, la pedeapsă. Și toată ziua au răbdat. Dar în temniță s-au certat între ei. Și spre dimineață cel tânăr îi zice celui mai în vârstă, iartă-mă pentru Hristos, că mâine cel să mărim pentru el. Și acest mare nu l-au iertat. A doua zi, acest mic primește pe Hristos, primește muncă într-un Hristos și se duce la Hristos. Cel mare deodată se repădă. Și întreabă, de ce? Nu te-ai repădat, ești nu-l chinuim atâta. Fiindcă în noaptea aceea s-au cerut iertare la mine. Și nu i-am iertat. Și harul Dumnezeu s-a dus la mine. Iată cum pleacă harul Dumnezeu. Acum, condiția că îți spune ție, ce trebuiește? Mai departe trebuie să fie numărul fiarii. Numărul fiare este 666. 06, 06, 06. Asta este 666, dar mi-ai pus un 0 să mai ascundă încă masca. Că am spus, scot masca și să-i pun masca. S-a scos masca, cum spune Sfântul Apostol și Evanghelic Ioan, în Antei, Supărâncească 2 cu 18. Că au ieșit la noi. S-a fost la noi, eram eu cu noi. Că ei să fi fost adevărați aceia care slujesc lui Hristos și sunt acei care adevărați sunt apostoli și aceia care au învățat lumea să recunoască glasul lor, ar fi lăsat ca lumea să urmeze glasul lor. Însă ei n-au făcut aceasta. Și ce au făcut? Au răsăpit turma. Acum turma nu va mai cunoaște glasul lor. Că cineva spune că nu crede în tehnologii, sunt niște tineri așa care sunt socotnute. Păi nu trebuie să crezi în tehnologii, dar uite, tehnologia lucrează. Tu nu ai harul să înțelegi, să precepi. Dar de ce? Fiindcă te-ai lepădat de Hristos și ai scos lumea afară. Dar tu harul nu-l ai. Tu nu vei pricepi că nu ai pricepi nici ceva bun. De ce? Fiindcă spunea Mântuitorul că bogăția te-ar curge și să nu țărepești inima, spune Psalmul David. Și spune Mântuitorul, unde este comoara ta, este inima ta. Ce-au făcut acum? Au pus nădejdea în comoară, ce nu în Dumnezeu. Și iată mai departe ce spune aici. Aici înțelepciune este, cine are pricepere. Înseamnă că noi suntem lipsiți. De ce? Noi ne-am pus mască și mănuși, că avem interes. Că ne-au dat o sumă de bani să nu rămână amprenta pe ei, cred că. Poate asta este rușine totală. Rușine totală este aceasta. Că pui mască și mănuși. Este interes.
Și acum noi nu avem pricepere, dar nu avem nici înțelepciune. Ce a avut Solomon? Au cerut înțelepciune. Ce i-au dat Dumnezeu? I-au dat și înțelepciune și pricepere. Și apoi i-au dat și bogăție și slavă. Dar noi s-a avut înțelepciune și pricepere. Noi de mult am fi socotiv. Că acolo arată că vaccina aceasta are 06-06-06. Și acum când o să se ducă aceștia din la intern și extern, o să-i pui, dacă vrei să lucrezi acolo, te-ai dat jurământ, nu-l interesează. Vaccina. Dacă se ducă cineva medic care i-au dat, la Hipocrate i-au dat jurământul, trebuie să ai vaccina. Dar el știe că nu e adevărat. Dacă vrei cineva să fie undeva la locurile publice, vaccina. Dacă se vrei să fii cu copiii în grădiniță, vaccina. Ai să vrei la școală, vaccina. Ai să vrei preot să fii mai departe și arhiereu să-ți mai dăi o sumă oarecare de bani și să-ți mai spun încă o dată condiția că ia că noi ți-o luăm biserici care sunt arhitectură bisericească, ți-o luăm, n-au dreptul, dar las-o ei. Nu da poporul. Ați văzut ce au făcut Stalin când spunea că i-au luat feciorul lui și l-au luat ostatic. Au încercat să schimbe pe generale feciorul și n-au schimbat feciorul pe generale. Nu l-au schimbat. Și n-au schimbat pe feciorul chiar pentru patria. Citiți Scriptura și o să vedeți că în Scriptura arată când un împărat au luat copilul său și au zis soare, că credea în soare, că avem care crede în lună, în soare. Și fața tuturor au junghiat copilul său. Hristos Dumnezeu a venit, l-au junghiat. Hristos Dumnezeu ne-a dat nouă mântuire pe cruce. Acum noi ne-am spământat și nu cred alții în tehnologie, dar spune așa, că numărul fiare este 666. Dar ca să primească tot astea, ei trebuie să fie repădați de harul lui Dumnezeu. Și biserica apostată este biserica lui Antichrist. Biserica care se formează în toate regiunile și cel care îi zic unui arhiereu. Păi iată, papa, ce-a făcut? Și el îmi spune în cuvânt. Vă spun cuvânt, că este un diavol. Păi bine, de ce sanctitatea sa și voi, arhierei, vă îmbrățișați cu un diavol? Asta este adevărul. Și o altul i-am spus așa. De ce ai mințit? Ai făcut sinucidere ții și celor din prejur. Și al treilea i-am spus în alt mod. Și am zis așa. Puteai să găsești oameni înțelepți care să vină să-ți dea un sfat. De ce ați făcut hula aceasta împotriva Duhului Sfânt? De ce ați pus mâna pre ban și ce ați pus mai presus clădire de piatră decât biserica vie care este poporul după Apostol Pavel? Noi nu cunoaștem Scriptura. Noi nu-L cunoaștem pe Dumnezeu. De atâta, Saule, Saule, mă pregonești. Oprește-te, Saule. Că ce este greu să dai cu piciorul gol în țăpușă? Ei nu înțeleg. După 2020 de ani care noi am făcut taină și acum ni s-a pus condiția aceasta și tu ai făcut-o, ai paralizat. Da, ai paralizat. Și ai lăsat biserica sau ai lăsat procuratura fără procuror, judecătorie fără judecător, școala fără director, credința fără director și țara fără Constituție, că tu ai încălcat ceea ce este suveranitatea țării, poporul suveran. Și, dragi iubiți creștini, vreau să închei ceea ce azi spuneam, o pildă, fiți atenți ce s-a întâmplat și o să vedeți cum o să fie. Și dacă au făcut ei bine și dacă Harul Dumnezeu îți păsează întrânșe, ascultați din pilda aceasta. Cred că a doua oară aici eu vorbesc și poate că prima dată am vorbit-o în biserica în care slujesc. Se întâmplă la ziua de astăzi să vedem ce înseamnă viața și ce înseamnă moartea. Pentru că cine au întrebat despre înviere, despre lumină, a nouă mare nu este lumină, este o pomenire, dar nu este lumină, lumină la înviere a fost. Cei ce au întrebat pentru a doua întrebare, care au spus că se păstrează harul, că au spus că nu se păstrează harul, am spus că nu se păstrează harul. Și cei ce se înțeleagă ei ce am trecut noi acum și ce va fi mai departe. Într-o zi se întâmplă așa, moare stăpânul și sluga stăpânului. Într-o zi mor ambii. Cine este stăpânul? Stăpânul este stăpânul casei. Dar cine este sluga? Era un câine legat. Sau poate era și liber, sau poate era închis într-o
acolo în ceva, unde îngrădit și închis el, într-o, cum spune, o căsuță. Dar într-o zi moare stăpânul și moare câinile stăpânului. Și iată ambii se ridică la cerul. Ce spunem noi când cântăm? Fericită este calea care astăzi merge suflete? Ia să vedem care este fericită și care este sufletul care merge pe calea fericirii. Și aceștia se duc. Ajung la bolta cerului. Și deodată pornesc ei pe un drum. Drumul este de aur. Gardurile sunt de aur, ziduri de aur, fântâni de aur, pomii de aur, tot este în aur îmbrăcat. Și, de mărul, călătoria aceasta până la cer, cât e parcurs, noi nu știm, dar omul setează. Lumea setează să intre în biserica lui Dumnezeu și noi nu dăm voie. Uite, aici însetează omul și crede că și sluga lui tot e însetată. Și vede acolo pe cineva stând unde este tot de aur și o portiță spre fântână. Și îl întreabă pe acesta pe care când mergea pe drumul de aur și trebuia numai să pășești, să intersectezi drumul și se duce la fântână și îi zice celor ce este acolo: se poate să mă duc să beau apă? Tu da, dar câinele nu. Acestea s-au gândit și au zis așa: ce înseamnă credința, nădejdea, dragostea? A, credința te duce la Hristos. Cine mă va scoate din acest întuneric? Hristos te va scoate numai. Nădejdea te duce la Hristos. Ce înseamnă nădejdea? Ce voi face? A, tată, iartă-mă că am greșit. O ridica ochii la cer și zic: iartă-mă, nu mai sunt vrednic. Asta e nădejdea. Ce înseamnă dragostea? Dragostea este pe pământ, cu toate păsările, cu toți pomii, cu tot ce te înconjoară și chiar cu câinele care mi-au fost stăpân. I-am spălat bridul, i-am dat mâncare, i-am înscurat, ca unui slugă adevărată. Și nu-i de voie să ducă ambii să bei apă. El zice în sinea sa: cum să-mi părăsesc eu prietenul? Cum? Înseamnă că dacă eu îl părăsesc pe dânsul, eu sunt un fățarnic. Și dragostea cei de acolo, care mă urmează în sus, eu nu s-o am. Ce mă spune mie Dumnezeu? Dacă de orice cuvânt omul de răspuns, ce va spune? Ce se întâmplă el? Zice așa: nu, nu mă duc să beau. Nu mă duc nici eu, răb cu tine. Știți ce a făcut un mare luptător care a dorit să-și atingă scopul? Alexandru Macedon? Pe o sete foarte mare. Erau gata pe toți să piară de sete. Și cineva îi aduce un vas și spune: uite aici, ar fi numai cât să-ți potorești sete ca să-ți salvezi viața. Alexandru a privit, s-a uitat la cei 18.000 și-a luat și-a vărsat apa aceea. Și s-a spus: împărate, dar trebuie să trăiești. Nu, eu trebuie să mor cu voi. Eu trebuie să mor cu voi. Fiindcă voi sunteți cei care îmi slujiți mie și eu sunt cel care vă slujiți vouă. Și unul pe altul, mână pe mână, se spală. Ce se întâmplă mai departe? Mergând pe mai departe, trec, intersectează de la aur și se duc la pământ. Așa, tot simplu cum este. Și văd drumurile cum sunt la noi, fântânile cum la noi, gardul la noi, pomii la noi, și ved iar și o parte unde ar trebui să duc să bea apă. Și fântâna o vede. Și îi zice: poate să mă duc să beau apă? Și da, cât vrei, da, câinile, și câinile, ia-le cu tine. S-au mirat, dar au tăcut. După ce au șters frunte de sudoare, după ce au băut apă și s-au răcorit, și după ce trebuie să meargă la judecată, mai pune o întrebare. De ce acolo nu urmă unde toate sunt lucruri de aur? Nu mi-au permis și lui, numai mie. Dar aici mi-ați permis. Fiindcă acolo au fost încercarea, atestarea voastră. Și acolo trebuie să vadă dacă tu aveai dragoste de câini, tu ai venit să bei apa adevărului. Dar dacă tu te duceai singur să bei, cădeai deodată în iad. Spuneți-mi, vă rog, acum, au făcut el bine că au mers și au stat, putea să se ducă să salveze pe sine, să-și bea apa aceea. Nu, mor cu câine. Dar cine este un câine? Nu are chipul lui Dumnezeu. Însă noi care suntem aici, care ne-au socotit pe noi ca câini și ne-au izgonit afară din biserică, cum socotei că carul Dumnezeu l-are? Cum socotei că mă arată dragostea față de popor? Arată față, dragostea față de Hristos? Mai poate că ei să spune că undeva că îi condamnăm și îi judecăm și vom fi judecați la ziua judecății? Nu arată. Dar de ce? Fiindcă dacă ți-au spus cei că biserica, tu ai grijit tu.
Dar nu mi-a izgonit-o. Dacă acesta se ducea el să bea apă, el mai era când el se ducea, când el trecea încă loc, când el n-avea să meargă după dânsul. Dar el a fost acela care nu a fost fățarnic. El nu s-a fățărâncit. Și atunci, ce este scutul bărbatului și a femeii? Sinceritatea. El a arătat sinceritate față de tot și a arătat că este dragoste aici și dragoste acolo. Și au mântuit și sufletul lui și sufletul robului său. Noi acum suntem ca adică lor li s-au transmis, s-au dat. Ei au primit, ce au primit. Biserica au părăsit, au paralizat-o. Acum lumea plânge. Harul mai poate fi? Să cred că nu. Lasă să se înreteze cum vor. Am rugat pe cel mare și am zis, ieșiți pe ceilalți care am vorbit. Ieșiți și ceriți de la lumii iertare de cei ce ați săvârșit. Aduceți să cunoșteți că într-adevărat ați făcut ceva grav, strașnic, șculitor, țipător la cer. Și ați arătat că voi sunteți acum luptători pentru ca să depărtați lumea de la credință. Și să depărtați lumea de la izvorul vieții. Și să dați dreptul ca lumea să piară. Dacă au undeva îndreptățări, sunt gata, lasă-mă judeci, să mă condamne, că întotdeauna adevărul, el împunge, dar el este adevăr. Dacă nu le-a convenit, facă cum vine, dar este adevăr. Și așa că trebuia ca să pună numai presul sufletul lor, dar să pună așa, cum zicea Mântuitorul, cine va muri pentru mine și pentru Evanghelie, își va salva sufletul. Dar cine își va salva sufletul, îl va pierde. Și acum voi ce ați dat lumea afară, salvați sufletul? Ați pierdut lumea. Încercați să o aduceți, nu să o aducă nimeni. Ați strămutat hotarul, ați făcut o greșeală foarte mare. Însă lumina este învierea Domnului Iisus Hristos, care este, a înviat din morți și cu moarte prin moarte au călcat și tuturor ne-au dat viață veșnică. Și acum noi așteptăm învierea morților și noi am defăimat și ziua morții și am strămutat hotarul. Acolo este deamă întuneric. Lumină nu mai poate fi. Însă încă o dată mă întorc la aceea că harul se păstrează când ești ascultător de Dumnezeu. Harul este și te cinstește pe tine toți cei care au dat jurământul țării și au dat jurământ și au păstrat, sunt eroi. Și în viață părinții sau copiii sau familia văd erou și zice și după moarte el este erou. Că el au iubit țara, au iubit suverenitatea, poporul țării și au iubit părinții, feciori, soții ce au avut, ei tot au iubit și pentru ei au murit. Noi, în schimb, acum am făcut că noi nu am arătat că iubim mireasa lui Hristos, care este fără de cusur. Și am arătat ce mai mare nebunie și negăbie. Și ne-am înspăimântat. Și am rămas ca ce? Ca mușchele care au căzut în untul grem al negustorului. Și am stricat. Înseamnă că noi am hulit Duhul Sfânt și ne-am făcut niște mușchi din loc de albine. Iată ce am putut să vă spun, că biserica este apostată și biserica apostată este cei ce o unesc acum și merg împotriva fundamentalilor creștini. Noi suntem fundamentali creștini și dacă undeva ei numesc că papa este diavol, înseamnă că au început ierarhii să se împreuneze și să se îmbrățișeze cu diavolul. De ce? Că s-au pus condiții. Asta este adevărul și v-am spus un adevăr. Timpul nostru cam este limitat. Da. Vreau câteva cuvinte pe la sfârșit, încheiere. Cuvântul meu rămâne așa. Eu sunt Doamna cea întâi pe lume, numele meu este Înțelepciune. Numit din veșnicie, pe când pe aici nu ia câmpie. Nici munți cu coamele pe zare, nici băi cu ape și izvoare. Al meu a fost întâi cuvântul, când Dumnezeu a făcut pământul, iar când au scos nori din mare, eu am fost acela care, m-am scurat și a spus anumii, nimic nu există fără înțelepciune. Fraților, fiți tari ca lei, simple nevinovați ca mei, că cine înțelepciune cată din om mai este om odată. Hristos s-a înviat. Să aveți înțelepciune și înțelepciunea aceasta păzește capul și fii porumb. Capul este Hristos și fii porumb. Păzește nu pe Hristos, ci credința în Hristos, care ți este mântuitoare, care ți-au dat-o ție Hristos. Bezi pe carul, că de botezați suntem botezați. Mulțumim pentru sfaturile. Vă rog, mă iertați și Domnul să vă ierte pe toți.
dragi iubiți credincioși, transmit invitația și pentru duminica viitoare, să fiți cu noi. În duminica viitoare vom vorbi și despre acea samarineancă care a cătat apa vieții și care și părintele vă îndeamnă să cătați permanent și apa vieții nu este altceva cât Hristos, este credința. Vă așteptăm și duminica viitoare. Doamne ajută, la fapte bune!